Intrarea din parcul Nicolae Romanescu din Craiova va căpăta o nouă formă. Autoritățile locale au prezentat astăzi proiectul de modernizare care prevede o piațetă în care va fi amplasată o nouă statuie cu cai. Monumentul își va crea propria lui personalitate. Exact. Prin murdărire, ca să zic așa, care e naturală. Lucrările de modernizare a căii de acces în parc vor începe pe 11 octombrie. Noua intrare nu va mai dispune de spații de parcare, ci de locuri special amenajate unde oamenii se pot așeza. Lângă monument va fi amplasată o listă cu toți primarii Craiovei. Am văzut și discrepanța între interiorul parcului și această intrare principală a parcului și atunci am luat hotărârea să aliniem această piațetă cu totul la nivelul de modernizare și de refacere. Și renumitul pod suspendat va fi restaurat până la sfârșitul lunii noiembrie, promit autoritățile craiovene care au verificat stadiul lucrărilor de restaurare. În vizita de astăzi, edilii locale au culoarea în care va fi vopsit podul suspendat din parcul Nicolae Romanescu. Diferența între cele două culori nu este mare, e vorba de un ton foarte fin. Bun, atunci mergem pe culoarea cea mai apropiată de culoarea naturală, de culoarea originală. Intrarea din parcul Nicolae Romanescu din Craiova ar trebui să fie gata în 6 luni, iar valoarea proiectului se ridică la 12 miliarde de lei.